Seara de gala a sezonului aniversar Șef la Cuțite aduce un spectacol trepidant. Diseară, de la ora 20:30 de minute, telespectatorii Antena 1 vor afla numele câștigătorului celui mai răvănit trofeu Șef la Cuțite, după un parcurs plin de obstacole dificile. Adrian Stroe, Raluca Todea și Florica Boboi dau cea din urmă bătălie culinară a sezonului 10 Șef la Cuțite pentru marele premiu de 30.000 de euro. Ei sunt concurenții care au rămas în cursă după o semifinală solicitantă. Au trecut prin trei probe grele. Pentru cel dintâi test, au evocat în farfurii gustul copilăriei, fiind jurizați de persoane apropiate, aceleași care ulterior li s-au alăturat pentru a doua probă, la care au creat câte un preparat de lux. La cel din urmă test al semifinalei, Gina Pistol le-a cerut să pregătească câte un signature dish, câte o farfurie care să poarte autograful culinar al fiecărui concurent. Proba fiind jurizată de cei trei șefi, Sorin Bontea, Florin Dumitrescu și Cătălin Scărlătescu. După totalul punctajelor obținute, primele trei locuri ale clasamentului au primit undă verde pentru finală. Iar de această dată, toți cei trei șefi s-au bucurat din plin, având fiecare câte un reprezentant în bătălia culinară decisivă din această seară. Șef Scărlătescu intră în lupta pentru trofeu cu deținătorul cuțitului de aur, Adrian Stroe, în vreme ce șef Dumitrescu este reprezentat de Raluca Todea, iar șef Bontea pariază pe Florica Boboi, urmează un final de cursă încărcat de momente tensionate. Vorbim despre cea din urmă întrecere. La cuțite și mai ascuțite. Ce strategie va avea fiecare finalist și cum își va crea meniul a la carte pe care trebuie să-l pregătească telespectatorii vor descoperi în marea finală din această seară. Adrian Stroe, Florica Boboi și Raluca Todea au cea mai grea misiune, aceea de a alege cu cine vor găti dintre concurenții care au părăsit competiția. În cine își vor pune toată încrederea?